Sfântul Nicolae s-a născut în Orientul Mijlociu, la nord de Betleem. A trăit în secolul al IV-lea și a fost cardinal de Mira, acum aflată pe teritoriul Turciei. El a fost cunoscut pentru credința, zelul și dragostea pentru oameni, în special pentru copii. În noaptea dintre 5 spre 6 decembrie, copiii așteaptă cu nerăbdare cadourile delicioase lăsate de Moș Nicolae în ghetuțe și cu siguranță ne aducem aminte cu bucurie de foșnetul ambalajelor de ciocolată sau de mirosul dulce de portocale din dimineața în care ne trezeam întrebându-ne dacă moșul ne-a adus dulciuri sau doar o nuielușă. Legenda lui Moș Nicolae reprezintă una dintre cele mai populare și mai frumoase sărbători de iarnă. Însă el a existat în realitate, fiind cunoscut în lumea creștină ca Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae s-a născut cândva la începutul mileniului în sudul Turciei de astăzi, într-o familie de creștini bogați. Însă părinții săi au murit într-o epidemie când el era încă un copil. Nicolae și-a dedicat de atunci întreaga avuție ajutorării oamenilor săraci, bolnavi și suferinți, devenind cunoscut în toată lumea ca un adevărat pansament pentru sufletele celor în nevoie și ca un protector al copiilor. În perioada Imperiului Roman, creștinii erau persecutați, așa că Sfântul Nicolae a fost întemnițat din cauza credinței lui, murind pe 6 decembrie 343. Ziua morții lui a devenit ziua Sfântului Nicolae, moment în care sunt sărbătorite atât faptele lui de sfânt, cât și poveștile ce au dus la nașterea legendei lui Moș Nicolae. Tot el este acela care îi pedepsește pe cei leneși și neascultători, lăsându-le o nuielușă. Spre deosebire de Moș Crăciun, Moș Nicolae nu se arată niciodată. De altfel, povestea darurilor împărțite pe furiș în această noapte începe din vechime. Legenda spune că 3 surori, fete sărmane, nu se puteau căsători datorită situației financiare dificile și de aceea tatăl lor vroia să le vândă. Se spune că atunci când fata cea mare a ajuns la vremea măritișului, Nicolae, care era episcop, a lăsat noaptea la ușa casei lor un stăculeț cu aur. Situația s-a repetat și în cazul surorii mijlocii, astfel că atunci când i-a venit vremea și fetei mici, tatăl s-a hotărât ca noaptea dinaintea nunții să stea de pază și l-a văzut pe Sfântul Nicolae cum a urcat pe acoperișul casei și a aruncat pe horn un săculeț care a căzut într-o șosetă ce era pusă la uscat. De aici a apărut obiceiul așezării șosetuțelor sau aghetuțelor în noaptea de Moș Nicolae. Cardinalul l-a rugat pe nobil să păstreze secretul, însă acesta nu a făcut-o și de atunci fiecare sărac care primea ceva îi mulțumea lui Nicolae. Cei 3 săculeți de aur făcuți cadou fetelor au devenit simbolul Sfântului Nicolae sub forma a 3 bile de aur.